Dar domnul Șalaru vreau să-i promit că cel târziu după 30 octombrie nu numai că va zbura din funcție, o să facă pușcărie și pentru trădare națională acum și pentru locomotivele care le vândă tu Rusia, tot o să-i amintim și armamentul care acum l-a vândut iar la ucraineni prin firme ușor. Noi tot știm, domnul Șalaru. Și nu o să scăpi cetățenia României sau nu știu ce, o să te căutăm noi și o să te găsim peste tot. Pentru toate prostiile care le admiți acum.